Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou clip, de această dată ceva mai diferit față de ce facem noi de obicei pe canal. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like, un subscribe, aveți butonul chiar aici. Apăsați clopoțelul ca să primiți toate notificările. Roll the intro. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds, my truth bleeds right. Hitman 3 a fost deja lansat în această lună, în luna ianuarie, și reprezintă finalul acestei trilogii. O trilogie ce a început cu stângul, după ceva neînțelegeri cu compania Square Enix, și care era să se termine tot acolo, că Warner Bros. Nu venea să financeze restul seriei. Trebuie subliniat că, deși este jocul cu numărul 3 în coadă, în total este cel cu numărul 8 din această serie. Noua aventură va reuni la oaltă toate cele trei jocuri din această miniserie, doar că spre deosebire de data trecută, progresul din Hitman 2 chiar va fi păstrat în Hitman 3. Și ce face jocul atât de diferit, ne întrebăm noi. În ce spun cei de la IO Interactive, vom avea noi moduri de interacționa cu nivelele și cu lumea. Există și o variantă deluxe, care include pachetul cu același nume, este alcătuit din costume și articole bonus în joc, coloane sonore digitale, comentarii pentru regizori și cartea de artă digitală. Ubisoft ar fi trebuit să dezvolte Far Cry 6 în iunie 2020, dar după cum se tot întâmplă, surpriza a fost stricată de leak-uri. Nu unul provocat de către un spion, ci de Sony. Așa cum Microsoft Store i-a sabotat pe cei de la Crytek, PlayStation Store, Hong Kong a sabotat planurile celor de la Ubisoft. Pagina jocului a fost ștersă între timp, însă informația persistă. Papa. Now, the grenade is simple. It has four basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe. Astfel, știm acum că Far Cry 6 va fi lansat în ziua de 18 februarie 2021 și promite să aibă harta cea mai mare din întreaga istoria seriei. În acest joc veți lua rolul unui luptător de gherilă numit Dani Rojas, aflat într-o luptă împotriva unui dictator dintr-o națiune fictivă tropicală cu un oraș măricel pe post de capitală. Acest dictator este jucat de Giancarlo Esposito, pe care probabil îl știți din serialul Breaking Bad sau din Mandalorianul. Which means that someday you will be a president. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise.
În ceea ce privește gameplay-ul, sunt promise vehicule, arme improvizate, prieteni și ceva numit Fangs for Hire, ce sper că înseamnă că poți recruta acum jderii ce te puteau face pilaf în jocurile anterioare. Jocul va fi lansat pentru console din generația actuală sau măcar pentru PS4, urmând să existe un update gratuit pentru PS5 și probabil pentru Xbox Series X. Când vorbim despre PlayStation, seria Gran Turismo este una dintre cele mai emblematice. Franciza de simulatoare auto a văzut pentru prima oară lumina zilei în 1997 pe PlayStation 1. De atunci, Polyphony Digital nu au grăbit dezvoltarea de sequeluri. Ultimul joc din serie este GT Sport, lansat în 2017, dar se pare că în curând ne-am putea bucura de Gran Turismo 7, cel puțin conform unor dezvoltatori de cockpituri profesioniste pentru pasionați. Într-o postare pe Twitter care a fost ștersă între timp, Next Level Racing își întreabă fanii ce joc de curse așteaptă cel mai mult în 2020. Printre logo-urile unor jocuri deja anunțate, precum Dirt 5 și Formula 1 2021, era prezent și logo-ul pentru Gran Turismo 7. Chiar dacă postarea a fost ștersă, Next Level Racing au revenit asupra acestei chestiuni și și-au cerut scuze pentru confuzie. Aceștia susțin că nu știu nimic despre joc, iar logo-ul a fost folosit din greșeală de unul dintre designeri. Acum, ținând cont de renumele firmei, care este de departe de lipsit de experiență, pare mai degrabă o încercare de a-și calma fanii și, până la urmă, de ce-i folosi un logo Gran Turismo 7 dacă nu avea ceva serios de spus? Gran Turismo 7 pare un titlu de lansare foarte bun, mai ales să ținem cont de faptul că Microsoft pare să facă cam același lucru cu Xbox și cu Forza. Diablo 4 RPG de la Blizzard Entertainment este încă un drum oprit. Totuși, chiar și cu flagelele Goatman-urilor și ale altor monștri care prădau și asasinau satele umanității, este întotdeauna bine să-ți găsești timp să-ți învingi pe ceilalți exploratori umani. He has to. Blessed Akarat, my eternal light protects me. My divine wisdom. Hey, look at me! All the gold we want is right there. No, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now. Spre deosebire de Diablo 3, care a primit PvP mai târziu într-un patch post-lansare, Diablo 4 a fost proiectat cu PvP de la bun început. PvP înseamnă player versus player, pentru cei care nu știu. În teorie, acest lucru înseamnă că orele vor fi mai bine echilibrate în jurul PvP-ului. Toate PvP-urile din Diablo 3 au fost doar consensuale, ceea ce înseamnă că toți jucătorii au fost de acord să participe la luptă. By three, thy way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! Ah, what? I need two of you! No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! Nu s-a menționat încă niciun suport pentru consola de generații viitoare, PS5
sau Xbox Series X. Eu personal aștept cu nerăbdare acest joc. Am jucat de la început Diablo 3, pe care îl am și în carcasa originală. Mi se pare un joc super complex și iar vreau să văd dacă vor introduce iar Auction House-ul. Așa se menționează în patch note. Dar cine știe, vom vedea. Iar acum vom discuta despre jocul meu preferat pe care l-aștept cu nerăbdare să fie lansat. Jurnaliste din industria gamingului speculează că o continuare a popularului racing Forza Horizon 4 va fi lansat chiar anul viitor, respectiv 2021. Potrivit Jeff Grubb, Forza Horizon 5 ar putea vedea lumina zilei chiar înainte de Forza Motorsport, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, din câte știu, da? Înainte, prima oară a fost lansat în anul respectiv Forza Motorsport, după care urmează Forza Horizon. Joc. Sper să fi rezolvat treaba cu convoiul și cu limitarea convoiului la 12 persoane, să avem și noi o libertate sau să avem un streamer mode, o chestie în care să ne putem vedea cu comunitatea noastră, să putem face un grup, să ne jucăm, să ne strângem. Ar fi ceva fenomenal. Guys, cam asta a fost top 5-ul meu legate de jocurile care vor urma în acest an. Spuneți-mi jos în rubrica de comentarii ce jocuri așteptați voi, ce jocuri pe care poate nu le-am menționat știți că se vor lansa în 2021. Ne auzim la următorul clip sau următorul live. Ciao!